Să vă bucurăm această zi mai mult, să vă aducem bucurie, emoții în casa dumneavoastră. Și în special vreau să vă mână acest buchet de flori pentru dumneavoastră, să vă bucurați. Aici aveți o tortă pentru masă sărbătoare ca să vă îndulcească viața dumneavoastră frumoasă. Așa? Și șampanie pentru masă de sărbătoare ca să o cinstiți în sănătatea dumneavoastră. Așa? Dar spuneți-mi cel mai important, de la cine credeți că poate să vină această surpriză? Aveți care să o pune? Care sunt aici, eu doar nu am... Știu, plasă. Nici nu prea să pune, nu la cine poate să vină. Sunt la cine. Gâși. Bine, eu vă citesc un mesaj de felicitare. Care cred că din cuvintele acestea se înțelege de partea cui poate să vină și surpriza aceasta. Nașă dragă, cu ocazia zilei de naștere, îți dorim fericire, sănătate și iubire. Pentru noi ești mereu un sprijin și un bun sfătuitor pe calea vieții. Îți suntem profunzi recunoscători și te iubim mult. Cu drag, finii Nicolae și Olga și finuțul Nicu. Dacă aveți și dumneavoastră să-i transmiteți un mic mesaj, ce ați spune pentru acest fapt? Stare surprinsă de acest cadou, nu m-am așteptat. Sunt fericită și vă mulțumesc din tot sufletul că și de părtare și mi-ați făcut într această zi așa de surpriză. Azi nu numai una o am, așa. Am mai mult. Sunt lacrimi de fericire. Vă mulțumesc din tot sufletul, la frați, la surori, la cinuți. Am o bucurie tare mare. Sunt fericită.